Cine a spus că iubirea durează 3 ani nu s-a înșelat deloc, iar Otilia ne poate confirma asta. După o relație frumoasă, plină de momente emoționante și clipe de neuitat, artista și iubitul său și-au spus adio. Motivul pentru care Otilia și iubitul arab s-au despărțit. O fire sinceră și directă, Otilia a precizat și motivul despărțirii. Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că fostul său iubit era de altă religie, acesta fiind declanșatorul care a rupt relația de iubire. Provenind dintr-o familie tradițională, artista nu a dorit să treacă la religia fostului ei partener, pentru a întemeia o familie stabilă și unită, cred că cei doi parteneri trebuie să împărtășească aceleași credințe. Eu nu am putut să trec la islam, pentru că provin dintr-o familie de creștini ortodoxi și practicanți, unchiul meu fiind preot. Nu mi pot schimba credința, a declarat Otilia, în cadrul unui comunicat de presă. Cu toate că au decis să o ia pe drumuri separate, Otilia și fostul iubit au rămas în relații foarte bune, după cum susține artist, nu m-a oprit niciodată din nimic, pentru că noi am ținut și ținem și în momentul de față mult unul la celălalt. Sunt sigură că o să avem o relație de prietenie foarte strânsă chiar și după despărțire. Cea mai recentă lansare a artistei este Nights in Marrakesh, o piesă specială pentru ea. Învăluită în mister și plină de senzualitate, apariția Otiliei în videoclip este una spectaculoasă. Nights in Marrakesh este o piesă specială pentru mine, o piesă pe care mi-am dorit-o încă de când am început colaborarea cu Roton. Inițial, era compusă pentru altcineva și sunt de părere că, atunci când îți dorești ceva cu adevărat, universul îți va oferi. Sper din suflet ca această piesă să fie pe placul tuturor fanilor mei și să îi surprind. Let's experience Marrakesh together, a spus Otilia.